În cadrul activităților programate pentru prima zi a proiectului Festivalul Tineretului Nemțean, organizat în orașul de la Poalele Cetății Nemțului de Consiliul Județean și de Organizația Inițiativa Tinerilor Nemț, s-au mobilizat zeci de tineri pentru a participa la dezbaterea cu tema Muguri de viță românească. În sala de ședință a primăriei orașului Târgu Neamț, liceenii prezenți și-au creat un context favorabil relaționării, o atmosferă în care muzica s-a împletit cu poezia și culoarea. În cadrul Festivalului Tineretului Nemțean, am considerat că trebuie și Colegiul Național Ștefan cel Mare să-și promoveze talentele, încât m-am gândit că cel mai potrivit este să dau această numire activității de astăzi, Muguri de neam românesc, de viță românească, strămoșească, tocmai pentru faptul că în cadrul acestei activități, elevi din Colegiul Național Ștefan cel Mare de la diferite clase vor prezenta despre istoria poporului român, despre domnitorii cei mai cunoscuți, dar poate unii mai puțin la inima unora, și mă refer la Nagoe Basarab. Fiind Colegiul Național Ștefan cel Mare, nu puteam să nu le evocăm și pe Ștefan, domnitorul Moldovei, a cărui cetate este aici la noi în oraș. Așa încât, împreună cu elevi de clasa 6-a de la colegiul nostru, vom realiza piesa Muma lui Ștefan cel Mare după Dimitrie Bolintineanu. Așa încât, dacă această activitate, Muguri de viță românească, mă refer la domnitori, ne-au transmis nouă, rămâne ca și ai noștri elevi și cei care vor auzi despre a noastră activitate să transmită pe mai departe ce este frumos din tradiția poporului român. De când eram mai mică am luat niște cursuri de teatru și de atunci încep să recit poezii. A fost greu, a fost ușor? A fost foarte ușor, deoarece a fost un rol mic. Am luat inițiativa de a face acest desen. Doamna dirigintă ne-a rugat și am vrut să facem acest desen pentru a evidenția că Ștefan cel Mare este un domnitor important pentru istoria țării noastre și am făcut desenul în alb-negru. Deși am stat cam multe ore să-l realizăm, a fost la cererea doamnei diriginte pentru acest proiect. Cum ți s-a părut manifestarea de astăzi? Mi-a plăcut foarte mult, toți au fost foarte pregătiți, subiectul a fost chiar interesant și având în vedere că liceul nostru se numește Ștefan cel Mare, mi s-a părut ceva la obiect, mi s-a părut ceva interesant. Ținând cont că am lucrat la acest eveniment doar o zi, să spun așa, activitatea a fost desfășurată într-un timp destul de scurt, a ieșit foarte bine. Elevii s-au implicat, au fost trup și suflet, doamna dirigintă ne-a coordonat foarte bine și mereu discută cu noi și ne întreabă și ne sfătuie și este alături de noi. A ieșit un lucru foarte bun, un lucru în echipă. Sunt foarte multe și am fost la foarte multe și v-am văzut, cel puțin eu, de multe ori, la evenimentele la care am fost. Data trecută am participat ca și reprezentant, am avut un mic moment. Astăzi am fost coordonator, deoarece doamna profesoară m-a considerat capabilă. Activitatea Muguri de viță românească a debutat cu intonarea imnului național și a continuat cu prezentarea apogeul emblematic al creștinismului românesc, Constantin Brâncoveanu. Elevii au demonstrat prin atitudinea lor capacitatea de relaționare și astfel s-au remarcat tineri ambițioși, motivați, cu reale deprinderi de viață independentă, pregătiți pentru provocările vieții. Și-au exprimat admirația față de înaintași în versuri și pictură. Ștefan cel Mare domnește încă în cetatea de pe malul Ozanei și în sufletele celor care l-au omagiat, interpretând dramatic figura impozantului voievod.